Se dă start sezonului picnicurilor și a petrecerilor în aer liber. Vara este timpul când, după fiecare colț, poți simți miros de frigărui și de legume coapte la foc deschis, însă pe cât de plăcute sunt aceste activități, pe atât de periculoase. Pe lângă riscul incendiilor care apare în urma lăsării focului, alte efecte nocive pentru mediu sunt și poluarea aerului, dar și aruncarea gunoiului în spațiile verzi. Noi, ca popor, suntem un neam care iubim să sărbătorim în locații foarte frumoase. Dar mai avem și partea nu prea bună a lucrurilor, pentru că deci nu ne gândim că după noi altcineva poate să, sau vrea să vină în acele locații ulterior. Deci nu monitorizăm și nu lăsăm acele locații așa cum le-am găsit. Cel mai grav este, spun specialiștii, că majoritatea populației nu conștientizează că daunele pe care le aduc naturii într-un final se răsfrâng inclusiv asupra lor. Deșeurile ajung în apă, fumul ne intoxifică aerul și distruge resursele naturale vitale pentru oameni. Totuși, respectarea unor reguli simple poate reduce riscul poluării și a distrugerii. Focul trebuie să fie organizat în acele mangale, în acele recipiente metalice. În cazul în care focul este organizat direct pe sol, persoanele riscă o amendă de la 2500 până la 4500 de lei. În ceea ce ține de crengile uscate din pădure pe care unii le adună pentru a face focul, aceste acțiuni nu sunt interzise de lege, atâta timp cât oamenii, după ce și-au petrecut timpul în aer liber, adună tot gunoiul și lasă locul curat. Unul dintre cele mai importante aspecte este și provocarea incendiilor de vegetație. Indiferent dacă a fost făcut din greșeală sau intenționat, amenzi. Amenzile sunt usturătoare. Ardere vegetației uscate. Amenzile acum au fost majorate drastic. De aceea, eu cred că este mult mai important ca să respecte acele reguli la organizarea acestor picnicuri decât să primește o amendă de 15.000 de lei. Și pompierii, care luptă direct cu consecințele responsabilității unor oameni, vin cu un șir de recomandări pentru ca un weekend în familie sau cu prietenii să nu se transforme într-o catastrofă ecologică. Este bine de atenționat faptul că oamenii nu trebuie să aprindă focul deschis, să nu facă foc de tabere, de asemenea să nu aprindă mangaluri și grătaruri, întrucât focul lăsat fără supraveghere poate ieși cu siguranță de sub control și se pot întâmpla incendii. De aceea îndemnul salvatorilor și pompierilor față de oameni este să se pătrundă de responsabilitate, să nu utilizeze aceste focare pentru a evita producerea incendiilor. Este de menționat că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pericol excepțional de incendiu cu caracter natural și amenințare de incendiu a fâșiilor forestiere și a culturilor agricole pentru perioada 31 mai-7 iunie. În acest context, cetățenii sunt rugați să dea dovadă de mai multă prudență atunci când utilizează focul deschis, deoarece în condiții de secetă și vânt, orice scânteie se poate transforma într-un incendiu de proporții.